Pentru proiectul de modernizare a drumurilor din comuna Berislăvești a fost nevoie de actualizarea devizelor de la Compania Națională de Investiții. În cei 6,6 km de drumuri vor fi incluse străzile din satele Stoienești, Rădăcinești, Lotreni, Șelărești și Scăuieni, dar și un pod. Pentru investiția care vizează introducerea sistemului de canalizare a trebuit să fie întocmit un nou proiect. Pentru proiectul inițial, soluția era cu introducerea canalizării pe mijlocul drumului, dar cum încă se lucrează la drumul județean 703G, varianta finală va fi ca pe ambele margini ale drumului să fie introdusă conducta. În total sunt 21 de kilometri de rețea, iar costurile vor fi destul de mari, aproximativ 29 de milioane de lei.